Bună ziua, dragii mei! Bună dimineața, bună ziua! Primul, ok, dacă se aude sau se vede. La mulți ani, mulțumesc, Vera! N-aș vrea să pierdem vremea cu povestea asta și ție, Florentine, Florine, nu de asta mă zis că vorbesc astăzi, nici nu știam când am spus că vorbim astăzi, că uitasem, nu mai țin socoteala unor astfel de zile, pentru că viața mea e altfel, orânduită acum. În orice caz, sănătate tuturor celor care se încadrează. Vreau să știu dacă se aude și se vede ok. Răzvan Anițoaie e primul care confirmă tehnica, deci este ok, se vede și se aude bine, deci vă salut, dragi prieteni și prietene, pentru că sunteți aproape în această zi, iată de flori, când cel mai important lucru este să fim și să fiți sănătoși, în ziua în care, pentru cei care cred, Iisus intră în cetate, în Ierusalim, pentru ca să desăvârșească creștinarea noastră în timpul ce va urma. Asta este cel mai important. Urmează săptămâna mare și poate că măcar în această săptămână unii se vor opri din ticăloșie și mă refer aici la cei care din păcate conduc într-o alternanță ticăloasă de 30 de ani în România prin odată nesancționarea de către public prin vot a acestor ticăloși și prin pasivitatea celorlalți, aproape jumătate din cei încadrați la Institutul Național de Statistică cu drept de vot, care nu catadixesc să penalizeze această clasă politică, ce printr-o alternanță, repet, rezultată din nepăsarea românilor, face și desface sau mai mult înnoadă treburile în această țară. Vă să zic că premierul, cetățeanul Orban, pentru că aceste funcții vremelnice pe care ei și le adaugă în cartea de vizită, senator, deputat, prim-ministru, ministru cutare, președinte de țară, de județ, primar, consilier local sau județean, nu fac decât să dea și un titlu nemerniciei. Sigur, nu toți se încadrează în această categorie. Mai sunt pe aici, pe acolo, mai ales în consiliile locale și în primării, să zicem, oameni care se luptă pentru comunitatea lor. La nivel național, însă, acest lucru nu s-a petrecut, iar încadrarea lui Orban în această categorie a nemernicilor cu patalama este cea mai recentă ispravă a cetățeanului Ludovic. Vă zic că toți cei care postați poze, fotografii, reportaje, unii chiar riscându-vă integritatea fizică, cu biciclete, căruțe, automobile, tiruri, camioane, trenuri întregi de bușteni sănătoși, stejari seculari, unii fac sănătoși pentru că infractorii nu cumpără în ghilimele eu știu ce căzături sau specii de arbori din care nu poți să faci nici măcar un tocător de bucătărie. Cetățeanul Orban pune capac aceste infracționalități ieșind zilele trecute și spunându-mă că toți ăștia, deci care faceți acest lucru și facem acest lucru, suntem niște idioți, nepatrioți, pentru că de fapt ceea ce credeți voi că înseamnă vehiculele respective care se duc înspre graniță cu lemnul crud de cea mai bună calitate, nu vedeți bine. Ele intră în țară, 80% ne spune Ludovic, 80% din ceea ce
vedem noi pe toate căile video și poate audio câteodată că nu li se permite imortalizarea celor curajoși. Deci este sensul greșit cel pe care voi îl consemnați. Lemnele intră în țară, sunt lemne din marile țări europene, Germania, Austria, eu știu ce, Franța, Spania, care vin în țară să țină în servici vreo 200.000 de cetățeni, spune el, da, și cu sluga lui Alexe de la Iași. Iar noi cu toții suntem niște români total nepatrioți care bătem câmpii cu vehemență, nu cu grație, pentru că, de fapt, România 80% importă lemn, nu exportă lemn. Deci nu se taie pădure cât credem noi, ci se importă pădure tăiată de alții. Totul în beneficiul acelui celebru austriac din Bucovina, pe care, vă rog să cercetați arhivele vremii, l-au luat din sărăcie și l-au îmbogățit în acești 30 de ani. Începând cu Iliescu, Convenția Democratică, Băsescu și toate guvernele respective, toți miniștrii mediului, să nu uităm că și celebru Flutur de la Suceava a fost într-o vreme ministrul mediului și al dezastrului, da? Acum prim-secretar județean creând un alt dezastru, cel al sănătății, după care ultimul venit să mai roadă ce a mai rămas pe Ciolănaș, acest Alexe de la Iași, un campion al nemerniciei și el, recitând aceeași lecție învățată împreună cu textierul și folchistul Orban. Vă zic că nu putem să lăsăm fără muncă 200.000 de cetățeni care se înfruptă din ceea ce vedem noi rezultat din masacrarea pădurilor. O să zic că suntem niște idioți cu toții și îți promit, Ludovic, o să ne corectăm. Cetățeanul respectiv austriac n-ar avea voie în Austria să taie nici măcar o rămurică, dar mi-te să beneficieze de apar. Pentru că, sigur, el în mod cerci fizic nu se duce prin pădure cu drujba să așteaptă liniștit la o cafeluță să-i vină marfa în curte și să producă încununarea dezastrului. Profit, 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 profit gros din care se bucură și politicienii. Pentru că, să știți, minciuna asta cu subvenționarea de la buget a partidelor politice nu este decât tot pentru ca să ducă unii și alții, eu știu ce, pachete cu mâncare acum pe la ușile unor nevoiași, nu pentru a opri hoția și infracționalitatea. Lemnul este ceva care funcționează foarte bine de 30 de ani și produce o subvenție groasă și babană, pentru că austriacul respectiv, desigur, nu poate să ducă el tot bănuțul acasă și îl împarte și cu, într-o disciplină totală de 30 de ani și înțeleasă foarte bine de către toți politicienii, beneficiază toți cei care ajung la putere. Acum, noi mai mult că suntem la butoane, voi mai puțin cel că sunteți în opoziție și așa mai departe. Lucrurile acestea nu pot fi făcute fără complicitatea președinției, primului ministru, guvernului, parlamentului, consiliilor județene respective, poliției, procuraturii, judecătorilor, pădurarilor, unii dintre ei și așa mai departe. La președinte știu ce spun, pentru că toți s-au fotografiat cu cetățeanul și s-au bine înțeles în continuarea activității. Reforma în acest domeniu este foarte simplă. O să încep după Sfintele Paște să vorbesc mai des, pentru că, într-adevăr, mulți dintre noi aveți dreptate cu pamfletele mele și cu comicăriile. Trebuie să încetez și să trecem la lucruri serioase. Sunt foarte simple lucruri de făcut în toate domeniile. Pădurea însă este foarte, foarte importantă. Pentru că dacă nu gândiți și nu gândim și acționăm verde, atunci totul se duce într-un galop fulminant către cimitir. Situația actuală, care probabil este datorată marilor puteri într-o gâlceavă bine gândită de laborator, pentru că e mult mai complicat să acționezi cu focoase nucleare sau cu
tot felul de unelte militare care se văd din orice satelit și atunci probabil arma aceasta chimică, bacteriologică, virusologică este foarte, foarte la îndemână și funcționează tăcut. Virusul are calm, are răbdare și pe care îl prinde, îl articulează. Povestea că dacă ești bătrân și ai comorbiditate, asta este o poveste pe care presa o răspândește cu o complicitate veselă pe aici, pe acolo. Gâlceava așadar între America, Rusia și China produce efectele pe care le vedem astăzi, dar se bazează și pe ceva foarte, foarte simplu. Condiția de trai a cetățeanului. Nu intru acum în abaterile mele cunoscute de la linia principală, cum că omul de 200-300 de ani a fost luat din habitatul lui, adus la oraș ca să producă profit pentru niște nemernici care, să știți că la ora asta, stau retrași pe iahturi, vapoare, insule naturale și artificiale și mănâncă cu plisculețul lor din pământ tot ceea ce este sănătos. Legătura este foarte simplă. Scăderea dramatică a calității vieții pe pământ, chiar dacă nouă ni se pare că mergem disciplinați cu botniță și cu mânuși și stăm la 3 metri unii de alții, pentru că distanțarea socială pe care o clamează media astăzi este o prostie verbală, după părerea mea, e vorba de o distanțare pur și simplu fizică. Distanțare socială este cu totul și cu totul altceva. Iată că noi acum ne-am apropiat cumva social, nu ne-am distanțat. Acei 2-3 metri unul de față de altul înseamnă pur și simplu o distanțare fizică. Ele sunt niște lucruri necesare. Dar ăsta este efectul urmărit și dorit. Buf, un strănut a omorât până acum peste 100.000 de cetățeni, ceea ce cu cinismii spun că la 8 miliarde de umanoizi este un fleac, pentru ca să experimenteze și să studieze cum se comportă specia umană în ansamblu. Dumnezeu, să știți că nu are nicio legătură, apropo de încercările unora și altora, să acrediteze această teză. Nu are nicio legătură cu această poveste. El ne-a lăsat în pace de milioane de ani, odată cu isprava doamnei Eva. Vă să zic că, de exemplu, biserica greacă și cipriotă, tot ortodoxă și mult mai ortodoxă decât a noastră, a spus foarte clar, stați acasă, Dumnezeu nu vă numără în incinta bisericii ca la școală. Vreți să vă întâlniți cu Dumnezeu, ieșiți și rezemați-vă fruntea de primul copac, dacă îl mai găsiți în viață și gândiți-vă la el. Și el nu va întârzia să apară fiecăruia. Pentru că asta este bucuria și imensitatea lui. Deși suntem milioane, el apare fiecăruia. Altfel, dacă ar fi unul singur Dumnezeu, n-ar putea să ne viziteze pe toți odată, dacă îl chemăm. Vă zic că experimentul, cred eu, iscat de acești cetățeni mondiali funcționează și veți vedea ce o să urmeze, pentru că exercițiul iscat de acest virus va fi continuat. Odată la nu știm câți ani, cei care veți fi în viață veți beneficia la 5, la 7, la 8, la 11. Omenirea trebuie disciplinată, trebuie ținută în botniță și în mânuși. Și aici fac o paranteză, când dai un edict și spui obligativitatea sau nu știu ce recomandarea purtării acestor chestii și asiști la îmbogățirea altora, iarăși este o nemernicie. În mod normal, statul care își iubește cetățenii trebuie să îți pună la fiecare, pe fiecare clanță, la fiecare cutie poștală sau la fiecare farmacie să te duci, ca pe vremuri cei care am prins să te treacă în caiet. Și săptămâna asta ți-am dat 6 măști și 6 perechi de mânuși cetățene. Da, tai de colo, tai de colo, tai de la milionul ăla pe care l-ai trimis pe Atos, tai, vezi acum câte milioane mai poți dai la Catedrala Neamului și la alte biserici și la alte cheltuieli de imagine și opinie publică pe care îl fac primăriile și chiar cei de la putere și din opoziție, da? Experimentul ăsta odată început va continua, veți vedea. Pentru că e foarte interesant. Nu mai scoți soldați, armata, portavioane, avioane, bombe. Are și un scop important, după părerea mea, punerea pe bot, pe patru labe a lumii arabe. Vedeți că prețul petrolului este mai jos decât înainte de război sau în timpul celui de-al doilea război mondial.
Și lucrurile vor așa vor funcționa de astăzi înainte. Frica trebuie să păzească pepenii care suntem noi. Deci, atenție la mine. Bine, apare și râsul ăsta de primar al Caransebeșului, ministrul de interne pentru mine, Carmen Sita, Dan, erai Ioana Dark, erai G.I.G. Sau cum se chema nevasta lui Bruce Willis în filmele alea. Deci, când vezi vocișoara asta în geacuța lui de piele, că l-a trimis de acasă cu o singură geacă de piele și spune ordonanță militară. Când ai o ordonanță militară, ori o duci până la capăt, ori pui lucrurile într-o altă ordine, da? A vorbirii și a răspândirii mesajului. Dar, repet, alinierea și a României la dansul ăsta mondial funcționează. Că Trump, că Johnson, Boris, că alții s-au jucat și au zis că nu e cazul, că ieșim, jucăm fotbal, plătesc și ei chiar personal, vedeți cazul Boris Johnson, da? Parșivitatea acestui virus, nu sunt imunolog și virusolog, e limpede și funcționează clar. E limpede că păzitul personal păzește și comunitatea. Dar ceea ce va urma ne va arăta dacă am înțeles ceva personal și ne va examina realitatea foarte simplu. Din când în când, ați văzut de la gripa spaniolă până la SARS, MARS, SIDA, VIDA și eu știu ce, HNN și porcină și suină și cutare, că nu o fi că a mâncat unul un șarpe cordit cu un liliac pânchină, da? Paternitatea sau maternitatea acestui virus este aruncată acum de către chinezi către americani, de către americani către chinezi. Putin nu stă nici el deoparte pentru a-și consolida sistemele politic-militare și economice. Ce se întâmplă? În colonarea noastră, repet, la câte 2-3 metri, pentru a merge să luăm bucățica aceea necesară traiului vieții înainte de toate, poți să reziști câteva zile sau nu. Acest virus produce victime colaterale imense. Gândiți-vă la cei cu cancer, gândiți-vă la cei cu diabet, cu dializă, care nu mai pot beneficia de un tratament sau de o consultație sau pur și simplu orice pojar sau orice rujeolă sau indigestie sau pentru ce se ducea omul înainte la spital să beneficieze de o consultație, nu poate funcționa. O să discutăm zilele următoare și de statutul sănătății, al medicinei în general și al doctorilor și al aparatului respectiv, pentru că puterea și explicațiile ei se plimbă când de o parte, când de alta a pârtiei, într-un mod cinic și jegos, nepunând punctul pe I. Cel mai mare spital, cum striga colegul meu Rareș, veniți la Suceava să vedeți ce a făcut Flutur. A făcut un căcat, un dezastru cu tare. Nu este nicio soluție, nu cred în preluarea de către militarea managementului spitalelor, pentru că asta înseamnă că de acum încolo ar trebui să și rămână acolo. Da? Hai să facem toate spitalele din România militare. Nu e bine. Nu e bine nici să punem la grămadă nepriceperea unor și hoția și infracționalitatea unor manageri, pentru că de aici pleacă totul. Când un spital îl dai unui prieten politic să fie condus, de aici urmează povestea. Medicii au dreptate, unii dintre ei nu au dreptate și așa mai departe. Povestea însă cu imunitatea noastră, care este într-o cotă alarmant scăzută, asta se întâmplă pentru că, disciplinați, de ani de zile, ne bucurăm când se deschide un magazin la colțul străzii, primim un fluturaș sau când virat banii pe car nu știu cine, ne ducem și găsim cam de toate. Împachetate frumos în celofan, frumos mirositoare, care țin luni de zile, o bucată de parizer, o pâine frumos feliată și așa mai departe. Intrăm într-o vrie ca și avioanele căzute în atacuri din războaie, da? Și intrăm în panică, de unde ai drojdie, de unde ai făină, cum se face, ce se face, prezervative, dispar, apar, măști, mânuși. Deodată nu mai știm ceea ce trebuie să facem și de unde suntem. De parcă străbunicii noștri au ieșit vreodată din curtea lor, producându-și toate cele necesare vieții. O, lumea Florile, păi ce ne îndemne acum să ne întoarcem la țară? Eu nu vă îndemn să vă întoarceți nicăieri.
trăiți și să trăim la oraș, că nu avem acum cum să mai eludăm această poveste, dar, mă rog, n-ar fi o idee rea cine poate și cine mai are o bucățică de pământ, chiar și pe balcon, să producă, să își producă un fir de pătrunjel. Veți vedea diferența în ore și zile. Ce contează să nu mai cumperi cancer și imunitate scăzută de la magazin? Asta este scopul poveștii. Să vadă dacă frica funcționează și funcționează, să vadă dacă oamenii pot fi disciplinați într-un fel. Deci adio libertate, liberalism, liberă circulație, decât dacă au ei nevoie să trimitem mână de lucru la cules sparanghel. Acum e vremea sparanghelului, nu a căpșunilor. Și atunci trece și Germania, și Spania, și Austria peste orice pandemie și noi înghesuim marfarele pe aeroporturi să trimitem oamenii la muncă. Asta înseamnă că nu poți să-ți ții oamenii acasă cu bunăstare, adică, nu știu, să ajungi odată și odată la 1000 de euro un salariu minim în țară și atunci veți vedea că până la urmă nimeni nu pleacă decât într-o excursie. O să urmeze vremuri absolut apocaliptice cu turismul, cu agricultura, o să fie o agresivitate a ființei umane vis-a-vis de mâncare, pentru că acum, să știți că noi ținuți din 3-3 metri la magazin, nu are scopul să nu ne îmbolnăvim sau să trecem momentul ăsta. O să trecem cumva, fie trăim, fie morți. Momentul trece, planeta merge înainte. Ce vă spuneam de nenumărate ori, dacă murim toți după planetă, natura își revine într-un an de zile. Eu n-am auzit atâtea păsări și atâtea specii și atâtea triluri și atâtea ciripituri cum am auzit zilele astea, dintr-un motiv foarte simplu. Nu mai există atâta poluare, da? În jurul nostru. Dacă noi crăpăm cu toții, să știți că planeta știe ce are de făcut și merge mai departe. Vă dați seama, să dispară drujbele, să dispară masacrul a plecat asupra naturii. De aici vine toată povestea. Scăzând calitatea aerului, a scade calitatea vieții. Scăzând calitatea vieții, noi mergem la magazin și cumpărăm imunitate cu minus la pachet. Și atunci orice strănut, orice clanță, orice nu știu ce funcționează și ne poate îmbolnăvi. Asta este un lucru clar, da? Nu există în capul meu, repet, eu nu emit teorii și cu tare. Poate dacă Partidul Verde ajunge vreodată la putere, o să încercăm să schimbăm anumite legi. Dacă această calitate a vieții, și mă refer a vieții naturale pe planetă, adică emisiile de carbon strică calitatea aerului, aerul nostru intră în plămâni. Emisiile de pesticide strică toată calitatea vieții vegetale și animale, pentru că nu credeți că gâzele și insectele și tot firul natural al planetei care trebuie să existe, șopârlele mănâncă muște, muștele mănâncă bacterii, bacteriile mănâncă alte bacterii rele, căprioara și nu știu cine, că și mistrețul ăla, milioane de ani n-a făcut nicio boală, o face acum, da? Nu mai vorbesc acum de dezastru pe care uciderea albinelor îl pot produce. Sigur că o să zică Orban, bă, dar eu nu mă duc să ucid albine. E adevărat, dar faptul că tot Alexia și cu ministrul agriculturii au permis aproape singuri din Europa încă 2 ani de folosirea substanțelor ucigătoare în agricultură, fac acest dezastru. Oameni buni, până acum poate erau subiecte de bârfă sau de desene animate. Dispariția albinelor după planetă înseamnă dispariția vieții omului, să vă fie clar. Clasa a 4-a, a 5-a ne poate explica oricui de ce. Polenizare, fructe, legume și așa mai departe. Da? Nu miere și polen, ci lăptișori de matcă sau eu știu ce alte chestii. A căzut un deal și la Azug acum. Sigur că efectele prime, alunecări de teren, versanți și așa mai departe, taifuni, inundații, dacă au apărut și în România aceste chestii, vă dați seama, taifun și vârcolași de aer care iau casele și mașinile și le ridică sus.
Să știți că este foarte important. Eu sunt un dobitoc care nu am fost atent la această poveste. De asta n-am intrat în alte partide. Am intrat în Partidul Verde pentru că verzii de astăzi înainte și verzii europeni sunt niște cetățeni care, înainte de toate, vă spun, verdele înseamnă viață, deși la spital roșu înseamnă, sângele înseamnă viață. Dar scăderea imunității cetățeanului, care duce la încasarea multor boli și unor boli pe care omul nu le încasa până acum prin virus și bacterii și microbi și orice altceva, da? Pentru că dacă fumezi ca dobitocul, dacă bei ca nesimțitul, dacă eu știu ce tragi pe nas sau pe venă, dacă lucrezi cu plumb, cu cianuri și cu ce, e o alegere a ta la un moment dat sau o obligație din cauza unui salariu care acei indivizi care vor să producă imens și profit la buzunar, nu? Cum era și ăla cu Roșia Montană, păi ce credeți, că niște locuri de muncă create adevărat acolo nu făceau decât să producă un dezastru asupra arealului din jur și un dezastru pe sute de ani. Până la urmă, vedeți cum e omul? Noi am uitat spaima pe care am trăit-o odată cu Cernobâlul, care a fost cumva mult mai adânc și mai dramatic ca eveniment în viața noastră și tot ce s-a întâmplat după aceea se insinuase cumva subtil că, vedeți, e de la Cernobâl, toate cancerele. N-a murit nici Ucraina, n-a murit nici Rusia, nici Moldova, nici România ca nație în entitatea ei și cancerul, cât o fi fost produs el de Cernobâl, este astăzi depășit de această pandemie, care este foarte bună mediatic și militar unor grupuri de interese, pentru că până la urmă de gripa aceea de sezon, când ne apucă pe unii până octombrie, noi ne strănutăm și duce tot la cimitir pentru niște bătrânei sau pentru niște oameni cu alte nefericiri. Aia trece de suta de mii în fiecare an, da? Noi nu am eradicat gripa de sezon, dar ne înspăimântă ceva, pentru că cumva cu aia ne-am obișnuit. O să ne obișnuim și cu asta. Vedeți că undeva pe internet am văzut circulă, nu cumva masca de acum trebuie să devină un mod de viață? Deci, iată ce se insinuează. Și dacă cumva se dă și un edict militar, hop, trebuie să și îl executăm. Mă întorc și sintetizez povestea asta cu pădurea. Dacă nu conștientizați, eu am conștientizat că acest masacru adus asupra mediului înconjurător va duce la extinția a miliarde de ființe. Și n-ar trebui să-mi spuneți de Atacama sau Gobi sau Karahara sau Sahara. Acolo nu trăiește nimeni, doar traversează din când în când niște raliuri și așa mai departe. Profitul pe care îl produce acest fapt se duce în buzunarele unora. În România, partide de 30 de ani, precedinți de consilii județene, guverne, parlamentari, polițiști, procurori și alți nemernici care trebuie cercetați de urgență. Dacă Partidul Verde ajunge la putere, vă garantez că acest lucru se va petrece. A încercat USR-ul timid să ciripească ceva cu DNA-ul. Consiliul Suprem al Magistraturii, eminamente politizat și el, a zis stai că nu, că hâr, că mâr. Este evident că toți cetățenii respectiv trebuie luați la mână, începând cu ultimul venit la masa tăcerii, acest Ludovic Orban. Vă să zic că nu mai faceți poze, nu mai înregistrați tot felul de lucruri, pentru că aveți o iluzie optică și sunteți suferiți din cauza virusului. Copacii ăștia vin în țară, nu pleacă, pentru ca să producă un profit imens cetățeanului austriac, pe care îl redistribuie într-o mică parte sau jumătate, cum s-or fi înțeles ei, cetățenilor din politică. Alexe, Flutur, Orban, dar să nu credeți că cei din PSD sau alte partide, UDMR, care a avut în răposatul Vereștoi un campion al... Dar măcar el se limita pe Ardealul lui Drag și pe Transilvania. Dacă acest lucru nu se întâmplă, dragă Ludovic, să știi că ți-ai câștigat în mine un adversar pe viață. Pe viața ta și pe viața mea. Pentru că nemernicia pe care ai putut să o debitezi acum, împins de la spate,
să știți că Orban ăsta este o victimă, da? Tartorul principal se află la Cotroceni. Deci, de astăzi înainte o să ai în mine un cetățean, pentru că și tu ești cetățean, că ești prim-ministru, mi se fâlfâie mie sau șef de partid. Președintele, miniștrii, toți sunt cetățeni, deputații. Să nu îi împăunăm cu acești lauri de cretă, da? Toți sunt cetățeni, începând cu președintele, mi-aduc aminte cum era citat Clinton la procuratură. Cetățeanul William Jefferson Clinton, cetățeanul președinte al Israelului, cu tare este chemat la poliție să dea nu știu ce într-un caz de corupție și așa mai departe. Deci să nu îngenunchem repede, dragi români, în fața acestor netrebnici care, din cauza nehotărârii unora dintre noi care nu votează și a cumpărării altora dintre noi cu pachetele de primăvară în perioada electorală. Cel mai important lucru pe care, pe lângă povestea cu tăierile, dragă Ludovic și dragă cetățeni și prieteni, este următorul lucru. Îi vedeți cum se aruncă repede. Școală prin computer, consultări prin computer, tot felul de discuții prin Skype, prin WhatsApp, prin FaceTime, prin dracu să mă pieptere, prin tot felul de mijloace prin care se poate. Parlamentul lucrează de acasă. Guvernul lucrează din când în când de acasă. Și dacă se prefac și își fac o poză cu mască și cu mânuși și stau așa la 7 metri, vă zic că se poate să avem și un guvern de 7-8 miniștri, așa, ca să fie foarte clar. De urgență, dacă iubești cetățenii și ai grijă de ei, aș vrea să înțelegeți un lucru. Totul trebuie să se petreacă de acasă, vă să zic că prin computer. Imensul necesar al nostru este votul prin ăsta, electronic, da? Deci dacă nu înțelegeți acest lucru, veți fi expuși în continuare felul în care trăim acum. Cu mulțumiri, cu nemulțumiri și așa mai departe. Cu partizani, cu fani liberali, PSD-și și așa mai departe. PSD-ul îi convine de minune acum că nu se află la butoane și pirpirește ciolăcuța asta din când în când câte o idee. Și da. Ei fac acatiste și mulțumesc Dumnezeului lor cu seceră și ciocan că nu sunt la putere ca să încaseze acest dezastru pe care îl vor deconta netrebnici ăștia care sunt acum. Iar această treabă cu pădurea, să știi că, Ludovic, pentru tine va fi un rucsac greu pe care îl vei carea de azi înainte, cam 100 de chile, eu, ca să știi. Eu voi fi în acest rucsac. Deci votul electronic, dragi prieteni, votul electronic va reuși să... și obligativitatea. Trebuie să ne lămurim. Bă, dacă vrea poporul chestia asta, să fie 18 milioane de voturi, să aflăm și noi că poporul ăsta vrea kamikaze sau yakuza sau dictatură militară sau cutare. Dar votul electronic pe care tu mi-l ceri acum în tot felul de situații, nu o să-i auziți. De ce? Pentru că înseamnă secții de votare, înseamnă bani cheltuiți, bani încasați, înseamnă corupție, înseamnă influență politică, înseamnă îndoctrinarea, supravegherea alegătorului pe drumul către circumscripție și așa mai departe. Stând acasă și votând, pentru că tot ne futeți la cap cu statul ăsta acasă, bă, lăsați-ne să vă și votăm de acasă. Dar este foarte periculos votatul de acasă pentru că nu poate fi supravegheat, nu poate fi dirijat, nu poate fi sugerat. Stau acasă ca să vă votez de acasă. Măi, nenorociților, ca să vă fie limpede. Când o să auziți povestea asta, dragi prieteni, de la politicieni, să știți că atunci cumva de la intersecția aia a democrației se pleacă cu adevărat către pe drumul ei, da? Deci stau acasă ca să votez de acasă orice inepție pe care o doriți dumneavoastră și orice alegeri, la termen, anticipate, amânate și așa mai departe. Și chestia asta este o gargară cu amânarea alegerilor locale, că vezi, doamne, păi dar nu puteai să o faci la termen, băi frățioare, dacă ne dai vot electronic, vot electronic. Nu veni să spui că țața Lina nu are telefon smart sau internet acasă, mi-l pui.
Dacă tot mă pui să stau acasă, îmi pui gratis tu, statul român, internet la toate. Și atunci îi spui, Țațălino, ai internet, n-ai decât. Uite un telefon de 13 lei, lângă mască și cu... De ce? Ca să vorbești cu neamurile tale care pleacă să culeagă sparanghelul acum în Germania și așa mai departe. Și ca să știu că e sănătoasă eu, statul român, să-ți aduc o mască, o perechie de mânuși, un chil de mălai și o pâine la poartă, da? Deci votul electronic nu este un moft. Dragă Ludovic și dragă Ciolacu și dragă Petre Fișandor și dragă nu știu cine, este necesar pentru ca să-mi demonstrez că ai grijă de sănătatea mea. Și asta trebuie să se întâmple în toată administrația. O să vin și cu reforma în administrație, în viziunea Partidului Verde, cu cele 8 regiuni, cu zona metropolitană, Ilfov și așa mai departe, cu 6-7 primării, cu tot felul de consilieri. Primăria Capitalei, de exemplu, poate să aibă 500 de angajați și am terminat discuția, da? Fără sectoare și fără Chiajna și cu tare și cu tare. Pentru că omul dacă stă, bă, dar ce fac eu? Spaima românului după vremea locuza ta. Unde pun eu cererea aia? O pui pe asta și o trimiți la poliție, la administrația financiară și ea trebuie să fie obligați să-ți răspundă, uite, aprobată și uite, cu tare. Avem amprentă, avem ochi, băgăm retina acolo, dacă nu putem să ne arătăm și altceva mai de jos, că poate nu seamănă una cu alta sau nu sunt identice nici la femei, nici la bărbați. Asta este nemernicia politicienilor. Au grijă de noi să stăm acasă ca să nu golim magazinele și să putem să consumăm măști la 5-6 lei când ele costau 10 bani. Dar nici atât ele trebuie să fie date gratis de către cei care ne conduc astăzi. Vrei asta să port eu? Mi le dai, frate. Pentru că dacă tu mă amendezi că n-am mască și mănuși, trebuie să și îmi spui de unde să le iau. Uite, eu Florin Gănescu, nu știu de unde dracu să le iau. Mă duc la farmacie, fata drăguță îmi zice, nea, ca să sau n-am... Ca să fie foarte clar. Îmi fac o mască din chilos, dintr-un ciorap, din ceva. Ca orice borfaș care vrea să șefuiască pe altcineva, da? Păi vine expertul, jandarm, pompier sau militar sau ce-o fie el acolo și zice, n-a florit că ciorapi, ai jucat și fotbal cu ei. Da? Dar mască, mănuși din ce fac. Dă schi, dă ce mai am și așa mai departe. Asta trebuie să zici. Băi, câți cetățeni am? 18 milioane. De la buget, terminați cu deplasările, cu benzina miniștrilor, lasă asta când o să vorbesc despre pensiile și salariile speciale, o să doară. Aceste lucruri, dragă Curte Constituțională, nu sunt de treaba ta, frate. Este inadmisibil să avem așa ceva în România, pensii și salarii speciale. Toată lumea după muncă și răsplată, după faptă și răsplată. Așa am crescut eu de la bunica mea în copilărie. După faptă și răsplată. Ai muncit asta. Salariu minim 1000 de euro, de aici încolo 7 ori 10 cel mai mare salariu. Ajunge. Ăla micu trebuie să trăiască în demnitate. Ăla micu trebuie să culeagă sparanghelul acasă. Nu pe 1000 de euro în Germania să fie bagiocorit, dezumanizat și dezidentizat, sau cum dracu să mai zic, da? Hai să începem să vorbim, cel puțin eu cu verzii mei asta o să fac. Dacă și dumneavoastră să veți gândi verde, veți trăi sănătos. Vă zic că la asta trebuie să ne gândim. Pentru că altfel vine Alexe, marele liberal moldovean, a cărui singură ispravă este să distrugă în mare parte credibilitatea brătienilor în locul în care... Ce s-a gândit el? Păi, bă, Ludovic și Claus, dacă eu eram în locul vostru, ceea ce nu-mi doresc, stați liniștiți, îi spuneam, băi, Alexe, avem organizație liberală la Iași de 30 de ani și singura ta sinapsă produce candidat PSD-ist care are case de la mămica lui și automobile pe copii, pe numele copiilor supra-minori. Băi, Alexe, tu în momentul ăsta pleci din Paris. Adică tu ai organizație, ești jupânul, ești baronul Iașului și vii și îmi spui, domnul președinte, dragă Claus Iohannis, stimate Ludovic, bă, mi-a venit o idee genială. Propunerea mea, a noastră, a liberalilor ieșeni, este să-l propunem pe Chirica la primăria. Îi făceam așa. Vezi că aici la Modrogan ai ușă și acolo, și acolo, și acolo. Vezi, poți să ieși pe toate trei, da? Nu ți-e rușine? Cum să vii? Adică asta este activitatea Organizației Liberale de Iași, să vii să mi-i propui pe Chirica? Hai, marș afară! Bun, o să ajungem și la cetățeanul Flutur, o să ajungem și la
cetățeanul ăsta austriac și așa mai departe. Dar rețineți clar ce a zis Ludovic. Trenurile cu bușteni intră în țară. Pagoba este a nemților, austriecilor, francezilor, englezilor. Nu este a noastră. Terminați cu iluzia optică, dragi prieteni. Este spre binele nostru, spre binele unor cetățeni care trăiesc bine, mersi, și te mai și împușcă în pădure. Avem pus la punct și situația aceasta. Dacă Ludovic ai avea niște coaie în tine, mai suna și ai zice, mai sunați și ai uitat să mă mai suni, ăsta e adevărul, ca să fie foarte clar. Și ai zice, bine mă, te fac pe tine, ministrul mediului și a pădurilor. Bă, fă-mă, acum vin... De la jumătate în jos sunt doar în chiloți, că nu se vede la televiziune, asta am învățat și eu. Când prezint știrile, poți să stai doar în ceea ce se vede. Dragi prieteni, las săptămâna asta cumva mai liniștită, pentru că respectăm adâncimea credinței unor semeni de-ai noștri și după Paște încolo vă spun sigur, nu vă promit că pot să cad și eu mâine cu mască sau fără mască la orice ordine al acestui virus. Vă doresc multă sănătate celor care sunteți și celor care nu sunteți încadrați în Sfintele Florii de astăzi și luați-o în mod individual. Vot electronic, vigilență maximă la sănătatea dumneavoastră pe care o puteți îndeplini punându-vă pe pervazul bucătăriei un ghiveci cu pătrunjel sau cu mentă sau cu tare. Chiar și o găină, în loc de un papagal sau o pisică, să știți că și o găinușă stă liniștită într-o cușcuță pe balcon, în loc să stea în câte 64 de găini într-o cușcă la marile combinate. Gândiți verde ca să fiți sănătoși. Pe curând!